Formațiile de handbal de la Clubul Sportiv Școlar Drobeta au bifat o victorie și o înfrângere în cea mai recentă din campionatele naționale pentru juniori. De pe semicercul din sala polivalentă au ieșit pe plus fetele pregătite de Diana Dincă din confruntarea avută cu CS Novaci, după ce la pauză au intrat în dezavantaj, scor 17-19, în repriza secundă severinencele au fost mult mai exacte și mai motivate, reușind să întoarcă soarta partidei în favoarea lor într-o manieră clară. CSS Drobeta s-a impus cu 44-35 și a bifat al doilea succes stagional în seria F, plasându-se pe locul 8. Următorul joc îl vor disputa miercuri 4 decembrie în deplasare la grupul școlar energetic Râmnicu-Vâlcea. În derbiul etapei juniorilor 3 din seria 1, băieții conduși de Ionuț Rouă au pierdut duelul primelor două clasate avut pe teren propriu în compania celor de la CSS Craiova. Oaspeții au fost în permanență la conducere și dacă la pauză erau la plus 7, scor 23-15, fluierul final a consfințit o victorie clară la 10 goluri, scor 43-33. Pentru puștii severineni a fost prima înfrângere a sezonului și după 3 etape ocupă locul 3 cu 2 puncte, dar și un meci în minus, în vreme ce CSS Craiova este lider cu 3 victorii din 3.